Pensiile sub 3.000 de lei ar putea fi scutite de impozit de anul viitor. Asta înseamnă că aproximativ 1 milion de pensionari ar putea câștiga 100 de lei în plus. Măsura a fost propusă de PSD și va fi analizată în coaliția de guvernare. Conform ObservatorNews.ro, premierul Nicolae Ciucă a declarat joi despre o posibilă ridicare a pragului de impozitare a pensiilor de la 2.000 de lei la 3.000 de lei. Subiectul a fost discutat și rămâne în discuție. Șeful executivului a ținut să precizeze că guvernul trebuie să finalizeze rectificarea bugetară și să fie cât se poate de atenți la modul în care cheltuim banii de la bugetul de stat. În tot acest parcurs de timp, de 8 luni de zile de când ne aflăm la guvernare, am luat deciziile pe baza unor analize cât se poate de reale, am comunicat de fiecare dată cu onestitate și sinceritate măsurile pe care putem să le luăm. Subiectul a fost discutat și rămâne în discuție. În acest moment nu pot să vă afirm dacă îl susținem sau nu, pentru că și PNL a avut această abordare în momentul în care conducerea ministerului era asigurată de către un membru al PNL. Ceea ce vă pot spune este că trebuie să finalizăm rectificarea bugetară, trebuie să vedem care sunt resursele, trebuie să vedem care sunt evoluțiile și trebuie să fim cât se poate de atenți la modul în care cheltuim banii de la bugetul de stat, a spus premierul Nicolae Ciucă, potrivit News.ro. Șeful executivului a mai spus că sunt în derulare mai multe măsuri pentru cele 3 pachete de sprijin. Avem în continuare de compensat prețul la energie și putem să vedem cu toții că prețul nu s-a stabilizat, este în continuă creștere, de asemenea la gaz, a mai afirmat premierul. În momentul în care vom avea o analiză cât se poate de corectă, care să poată să fie predictibilă și să aibă un impact cel puțin pentru un an bugetar, vă vom comunica, a mai spus el. Întrebat dacă această analiză ia în calcul și o plafonare a prețului la gaze, Ciucă a arătat că sunt analize. Am lăsat instituțiile de specialitate și mă refer aici la ANR și la Ministerul Energiei, împreună cu Ministerul Finanțelor, în rolul său de a gestiona bugetul țării, să identifice ipotezele de lucru pe scenariile posibile de evoluție, bazându-ne pe ceea ce s-a derulat în ultimele 3 luni de zile, de când ordonanța a început să producă efectele, relatează ObservatorNews.ro.